Astăzi îmi revine bucuria să împărtășesc un mesaj care se întâmplează simplu Mă ofer eu Ia spuneți-i cuiva de lângă voi cuvintele astea Mă ofer eu Vedeți cum sună Așa faceți puțin exercițiu Spuneți-i cuiva Hei, mă ofer eu Pot să contez pe mine De multe ori e nevoie să auzim cuvintele astea și se aud așa de rar. De obicei, când se face o chemare, când se face o strigare, oh, cum spunea cineva, parcă trebuie să extragem dinți. Așa de greu obții un răspuns. Mă ofer eu. Vreau să citim din Sfânta Scriptură, din Isaia, din capitolul 6. Un singur verset, e un verset foarte cunoscut, dar în contextul acesta este foarte relevant și foarte practic. Isaia 6 cu 8. Am auzit glasul Domnului întrebând, pe cine să trimit și cine va merge pentru noi? Eu am răspuns, iată-mă, trimite-mă, amin. Mă ofer eu. A fost o chemare, o întrebare importantă în ceruri. Înainte de facerea lumii, Dumnezeu a pregătit un miel de jertfă. Dumnezeu a întrebat pe cine să trimit. Înainte ca să creezi omul și omul să cadă în păcat și înainte să fie lucrare de răscumpărare, Dumnezeu a pregătit persoana care să poată să împlinească de răscumpărare și să fie jertfa pentru ispășirea păcatelor întregii lumii. Și în cerul s-a pus o întrebare. Pe cine să trimit. Cine va merge? Ca reprezentant al Dumnezeirii, așa spune textul acesta, cine va merge pentru noi, în numele nostru? Și răspunsul a fost, iată-mă, trimite-mă. Sunt cinci lucruri pe care vreau să le subliniez în dimineața aceasta și am să încerc să fiu cât se poate de expeditiv. Primul dintre ele, cine aude chemarea voluntariatului, a slujirii? Care sunt oamenii care aud. Dacă vorbim despre luna voluntariatului și vom face multe referiri la slujiri și la activități care sunt necesare, primul lucru pe care trebuie să-l clarificăm este cum stați cu auzul. Știți, unii n-aud bine cu o ureche, alții cu două n-aud bine. La alții trebuie să strigi tare la ureche ca să te audă când spui ceva. Alții mai au aparat auditiv. Dar omul nostru din lăuntru a fost dotat și el cu un auz de Dumnezeu. Și omul acela trebuie să audă semnalele și chemarea care vin din partea Duhului Sfânt. Duhul Sfânt vorbește. Atenție, Dumnezeu cheamă oamenii. Dumnezeu cheamă oameni în lucrare, Dumnezeu face asta în continuu. Invită oameni. Pe cine să trimit? Cine va merge pentru noi? Dar unii pot să stea așa de confortabil pe scaunele din biserică și niciodată să n-audă o chemare. Aude toată predica, zice amin, zice aleluia, se roagă la final, dar n-aude chemarea și nu înțelege că e pentru el. E simplu să stai pe scaun și să te gândești, oh, asta se potrivește la cutare, asta se potrivește la cutare, asta e pentru cutare. E simplu să îi oferim pe alții voluntari. Cine va merge? Oh, cred că fratele cutare ar fi, cred că sora cutare ar putea să facă asta. Și, și, recomandăm noi pe alții și îi apreciem chiar, o, oh, cutare, ar putea să facă o treabă foarte bună. Dar noi să nu auzim chemarea. Să vim în casa Domnului și să nu auzim chemarea. Să citim Scriptura cum Dumnezeu ne cheamă de pe paginile Scripturii. Biserica noastră are o viziune pentru lărcirea împărăției lui Dumnezeu, pentru a sluji aici, în Megidia și în satele din jur. Și viziunea asta se face cu oamenii. Tu ai auzit chemarea? De mulți ani de zile prezentăm viziunea, prezentăm proiectele, prezentăm lucrările. Tu ai auzit chemarea? Îți vezi locul în chemarea aceasta, în lucrarea aceasta lui Dumnezeu? Îți pasă Rezonează duul tău și inima, mea, inima ta cu ceea ce Dumnezeu spune că vrea să facă prin biserică? Îți pasă? Textul nostru începe cu cuvintele acestea. Am auzit glasul Domnului întrebând. Și când Domnul întreabă pe cine să trimit, noi nu știm cum să ne dăm deoparte să zice. Doamne, Doamne, dar nu, nu pe mine, nu astăzi, astăzi am, am treabă, astăzi am alte planuri, Doamne, dar nu pe mine pentru că eu, și, și avem o pleiadă întreagă de scuze sublime, doar pentru că ne-am înfundat urechile, să nu auzim glasul Domnului. Sunt oameni care au abilitatea să vină în casa Domnului, în prezența Domnului cu ochelari de cală să vadă numai ce vor ei. Orice s-ar întâmpla în jurul lor, iau ochelarea aceea pe ochi și ei văd numai ce îi interesează pe ei. În jur, nevoile nu simt și n-aud o chemare din partea lui Dumnezeu. Dragii mei, viziunea Bisericii Betleem, nu este pentru păstori doar, pentru comitet doar, pentru o echipă restrânsă de slujire. Viziunea Bisericii Betlehem este echiparea întregii adunări, pentru ca noi toți să avem un impact în orașul acesta și în satele și în zonele din jurul nostru. Și asta înseamnă că trebuie să auzi. Trebuie să auzi când este prezentată viziunea, când sunt prezentate lucrările, proiectele. Să auzi și să spui, iată-mă, Doamne, trimite-mă. Există riscul să fim prea preocupați pentru nevoile noastre. Prea interesați doar de ceea ce ține de noi. Ne știm nevoile și știm să agităm spiritele când nevoile noastre nu sunt împlinite. Când am venit la biserică și n-a fost cum am așteptat eu, n-am primit eu ce am vrut. Mă gândesc eu la ceea ce îmi doresc. Și uit că sunt atâți oameni în orașul ăsta care au nevoie de o picătură, măcar de o frântură, din binecuvântările și harul cu care tu te desfeți în fiecare duminică, în fiecare săptămână. Unii nu aud unii nu aud și au pus ochelarii de cal și merg înainte, în direcția care îi interesează pe ei. Și se întoarce și preotul și levitul de la slujbă, coboară de la închinare, de la templu și trec pe lângă cel căzut jos și n-aude strigătul și geamătul acelui om. N-aude. Probabil că el fredona o melodie, o cântare, el venea de la închinare, de la templu. Și-a arătat exact scopul pentru care Dumnezeu îl chemase în prezența lui. Ca să-l echipeze și să-l facă un instrument pentru alinarea oamenilor care sunt în suferință. Iisus a spus pilda aceea cu samaritianul Milos pentru că la urmă să întrebe cine a fost cel care a făcut voia lui Dumnezeu. Și oamenii au spus cel care și-a făcut milă de el. Cel care a auzit, care s-a lăsat mișcat. Care a lăsat inima lui să fie mișcată de dragostea lui Dumnezeu. Vreau să-ți spun în această zi: Fie că ești vechi în Biserica Betlehem de mulți ani de zile sau ești nou de o săptămână, Dumnezeu are nevoie de tine. Și Dumnezeu cheamă pe fiecare să nu fie neroditor sau leneș, să nu-și găsească scuze. Să nu-și motiveze cumva absența sau neimplicarea, ci fiecare să audă vocea aceea care vine de la Dumnezeu. Dumnezeu are nevoie de tine. Spuneți cuiva de lângă voi, Dumnezeu are nevoie de tine. Dumnezeu are nevoie de tine. Dacă mă gândesc la cuvintele astea, zic, ha, Dumnezeu are nevoie de mine. Adică, Dumnezeu nu se descurcă singur. Tu crezi că Dumnezeu are nevoie de tine? Asta e întrebarea pe care și-au pus-o toți oamenii lui Dumnezeu când Dumnezeu i-a chemat. Și-a pus-o Gedeon, și-a pus-o Moise, și-a pus-o Avram, și-a pus-o toți. Cum, Doamne, eu? Un om ca mine? Au fost uimiți. Nu e ideea că Dumnezeu nu s-ar descurca singur, dar Dumnezeu a făcut un plan din eternitate ca El prin poporul său, prin biserica sa, să facă gloria Lui să strălucească în lume. Și de aceea Dumnezeu astăzi întreabă, se oferă cineva ca să slujească împreună cu mine în scopurile pe care le am? Prima dată este o chemare. Am auzit glasul Domnului întrebând. Apoi este un angajament. E un răspuns Găsim în textul nostru un răspuns ferm. Iată-mă! Trimite-mă! Iată-mă! Trimite-mă! Dumnezeu așteaptă din partea noastră nu un răspuns așa cu două înțelesuri. Doamne, dacă o fi, dacă nu găsești pe altul, mă, măcar pentru o săptămână parcă m-aș băga eu dar nu cred că nu contați prea mult. Dumnezeu așteaptă un angajament. Oamenii care au realizat ceva în viață sunt oamenii care au fost fermi. Oamenii care au fost categorici, care au spus asta schimb în viața mea pentru ca să pot să slujesc, să pot să fiu eficient în lucrul pe care mi-l asum. Mulți dau doar un răspuns, așa de complezență. Știți, dacă nu se bagă nimeni. Mulți sunt plini de smerenie, frate, dar eu știu dacă aș putea eu. Răspunsul celor mai mulți e de parcă ei îți fac ție o favoare. Nu, 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 când Dumnezeu zice am nevoie de tine, El îți face ție o favoare. Pentru că El te scoate de la o viață irosită pentru lucrurile astea care trec și spune: Eu vreau ca viața ta și energia ta și resursele tale să le folosești pentru ceea ce este etern, ca să câștigi o comoară în ceruri. Tu ai nevoie de El. Când Dumnezeu spune: Eu am nevoie de tine, El de fapt te cheamă ca să începi să trăiești o viață cu semnificație, o viață cu valoare, o viață pentru ceea ce contează etern. Așa că nu-i faci tu o favoare lui Dumnezeu și nu faci o favoare bisericii și nu faci o favoare liderului de închinare sau liderului de la ordine sau liderului de la uh, centrul comunitar. Și, și Tu nu faci o favoare nimănui când slujești. Tu ai răspuns chemării lui Dumnezeu și Dumnezeu ți-a dat o favoare. Ți-a dat o cinste ca să poți să slujești și să fii o binecuvântare pentru alții. De asta răspunsul, iată-mă, trimite-mă, este un angajament. Este o dedicare, este o promisiune. Este exact ceea ce a spunea Domnul Isus Hristos când cineva pune mâinile pe coarnele plugului. Asta înseamnă să te oferi voluntar într-o lucrare în biserică, să spui, fraților, eu voi pune mâinile pe coarnele plugului. Și vreau să știți și să contați pe mine că brazda asta eu o trag. Mi-am asumat rolul ăsta atâta timp pe săptămână sau atâtea ore. Mi-am asumat lucrarea aceasta, voi lucra în echipa aceasta, voi da socoteală acolo. Dar brazda asta, iată-mă, trimite-mă, mi-am asumat-o. Mă, -mă mi asumat -o. -o ofer eu. Asta înseamnă un angajament și un răspuns clar înaintea lui Dumnezeu. Să spui, Doamne, voi face lucrul acesta și asta înseamnă calitate. Asta înseamnă excelență. Nu așa, a zis, bă, dacă nu se bagă nimeni, mă duc eu, dacă o fi bine, o fi, dacă o să le placă bine, dacă nu, să caute pe altul. Nu așa a făcut Hristos. Când el a zis, dată în surul cărții este scris despre mine, eu mă duc să fac voia ta. Mă auzit chemarea, am înțeles despre ce este vorba, s-a pus la dispoziția lui Dumnezeu. De aceea aș vrea să știți angajamentul pe care îl faci să slujești într-o lucrare la biserică. Fiindcă este doar să deschizi o ușă și să o închizi. Este un angajament pe care îl iei ca un angajat la o firmă. Dacă ai promis bisericii, ai promis liderului tău de departament în care slujești ca voluntar, că vei face lucrul acela, voluntar nu înseamnă că lucrezi când ai chef. Că lucrezi când te simți bine, când oamenii te apreciază voluntar pe un post, înseamnă că tu ți-ai asumat o lucrare. Și noi vrem ca fiecare persoană care se dedică unei lucrări să știe foarte clar rolul sub autoritatea cui este, care este programul pe care și-l asumă, și apoi să fie responsabil ca un angajat. Dacă e spus că ești în echipa de mijlocire. Că ești în echipa de cântare, că ești în echipa de ospitalitate, că ești în echipa care merge în misiune pe sate, în echipa care merge la flacăra speranței, în echipa care lucrează la centrul comunitar, în orice domeniu. Dacă te-ai angajat în ceva, să spui, eu vreau să mă țin de lucrul acesta în parametrii pe care i-am stabilit. Asta înseamnă punctualitate? Iar dacă ești voluntar, să vii la timp, să fii de încredere, să te pregătești în ceea ce trebuie să te pregătești. Să respecti colegii ceilalți. Să respecti echipa cu care lucrezi. Să ai grijă la atitudinea cu care vii să lucrezi. Să fii un membru care aduce ceva pozitiv în echipa aceea. Să contribui pentru a îndeplini lucrarea. Să-ți cunoști sarcinile și să te ții de ele. Să comunici ce ai învățat. Și să accepți evaluarea. Să accepți că te-ai oferit voluntar și s-ar putea să-ți se spună că sunt lucruri pe care trebuie să le îmbunătățești. Să le faci altfel. O, oh, frate, dar nu mai vin niciodată dacă îmi zice cineva, dacă cineva m-a criticat pentru ceea ce am făcut ca voluntar. O, oh, nu, nu, nu. A fi voluntar înseamnă a fi parte dintr-o echipă și a învăța, și a crește. A fost o chemare. Apoi a fost un angajament. Iată, mă trimite-mă. Cineva care a zis. Merg înainte și pun mâinile pe coarnele prugului. Al treilea cuvânt este cuvântul sacrificiu. Când Hristos a zis, iată-mă, trimite-mă, nu s-a gândit, nu știu, la un ritit în Cehia, că e mai proaspăt, nu s-a gândit că merge într-o excursie, o, că va, va, va cânta niște melodii faine. S-a gândit Că e un sacrificiu imens. Orice chemare. Și dacă mergi la retreat, uneori s-ar putea să fie sacrificiul mai mare decât calcules. Și dacă mergi să faci, nu știu, avem activități sportive și activități de muzică și competiții, uneori oamenii cred așa de la distanță că e tot așa, floare la ureche. Nu, nu, nu. Dacă ești voluntar și trebuie să te ocupi de un grup de tineri, de un grup de copii, de un departament oarecare, există un preț de plătit. E un preț de plătit în oricare slujă. Și de asta mulți au încercat, au văzut prețul, nu le-a convenit și apoi s-au retras. Un voluntar trebuie să știe că este chemat la sacrificiu. Și Biblia ne vorbește foarte frumos despre bucuria de a sacrifica. Auziți ce spune Pavel în 2 Corinteni 12 cu 15. Eu însă foarte bucuros voi cheltui și mă voi cheltui de tot pentru sufletele voastre. Pavel zice, eu știu că trebuie să mă cheltui, trebuie să investesc, trebuie să mă sacrific. Spune, eu mă cheltuiesc pe mine, de tot. Un voluntar trebuie să învețe să se pune pe el pe un plan secund. Alții stau așezați, dar el și-a asumat un rol și trebuie să se ridice și să facă rolul acela. Alții vin mai târziu, el vine mai devreme pentru că și-a asumat un rol. Alții pleacă mai devreme acasă, el rămâne mai târziu pentru că și-a asumat un rol. Voluntariatul înseamnă sacrificiu. Înseamnă a renunța la ceva, la confortul tău, la timpul tău, la banii tăi, la odihna ta, pentru ca să te dăruiești spre beneficiul altora. Și în Vechiul Testament e așa de frumoasă întrebare pe care o pune omului Dumnezeu. Cum adică să aduc Domnului o care să nu mă coste. Noi astăzi zicem, domnule, cum pot să jerfesc, dar să nu-mi deranjez confortul? Sunt multe biserici în, în Occident care se confruntă foarte serios cu o criză după pandemie pentru că au descoperit membrii că pot să stea acasă și să se uite online. Zice, de ce să mă mai dau jos din pat? Ei te stau așa, nu m-am întors în pat, am luat ceașca de cafea, am pornit televizorul sau computerul și. cu biserica. Și n-au înțeles ce înseamnă sacrificiul. Noi căutăm soluții cât mai simple. În timp ce Biblia ne cheamă la sacrificiu și Pavel zice: Eu bucuros, voi cheltui și mă voi cheltui de tot. Pentru sufletele voastre. Voluntariat înseamnă chemare la sacrificiu. Foarte frumos spunea Domnul Isus Pavel, îl citează, mai ferice de cel ce dă. Auzi, când tu vii la biserică să primești, doar să primești, și nu doar la biserică, pentru că nu doar aici se manifestă voluntariatul, dar când tu treci o săptămână în care scopul tău a fost să primești viața ta, E un nivel inferior de fericire. Mai ferice este să dai. Mai ferice este să te sacrifici. Mai ferice este să investești în viața altora. A spus-o Domnul Iisus cu 2000 de ani în urmă. Au descoperit-o acum mai recent și savanții care studiază. Au descoperit ceva foarte interesant. Oamenii care se oferă ca voluntari și dau un anumit or, număr de ore pe săptămână. Sunt oameni care au o stare de sănătate mai bună și o viață mai lungă. Este într-un studiu publicat de Universitatea din Michigan. Oamenii care se oferă ca voluntari au experimentat o îmbunătățire a sănătății lor, a satisfacției în viață și a relațiilor lor sociale. De asta, soranița e între noi și plină de viață la 86 de ani. Și auzeam de dimineață prin bucătărie, trebăluia pe acolo, pe la ora nouă. Și alții la 25 de ani n-aveți energie și nu vă puteți mișca și e greu să vă dați jos din, din, pat. Pentru că cei care se oferă să slujească, cei care se oferă și care nu vin doar să primească, sunt oameni care primesc pasiune. Îți energizați când dăruiesc, spunea Domnul Iisus, mai ferice de cel care dă. S-ar putea că ești nefericit și n-ai chef de viață și n-ai satisfacție pentru că te-ai învățat să aștepți să primești. Și stai să primești și tot să-ți împlinească ție nevoile tale. Și adevărată fericire, spunea Domnul Iisus, este când tu începi să ajuți pe alții, să binecuvintezi pe alții. Și dați voi să duc puțin mai departe cuvântul ăsta al Domnului Iisus, mai ferice de cel ce dă decât de cel care primește. Aplicația este mult mai, mai simplă și mai, 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 mișcătoare, mai ferice de cel care împinge scaunul cu rotile decât la care stă în scaunul cu rotile. nu e așa? Care, care rolul le ați vrea din astea două? A, știu că nu-i comod să împingi scaunul cu rotile, dar e mai ferice să zici slavă Domnului eu pot să mișc picioarele mele și pot să fac lucrul ăsta. E mai ferice de cel care se scoală de dimineață, cu o oră mai devreme, să-i aducă pe bătrân la biserică. Decât ăia care nu se pot deplasa. Învață să apreciezi fericirile acestea, care scosei situare, care cheamă la sacrificiu, în loc să valorifici doar propriul tău confort și relaxarea ta. În anul 1986, în Ucraina, pe atunci Uniunea Sovietică, 26 aprilie, o explozie a avut loc la Cernobâl. O explozie de 400 de ori mai mare în amploare, mai puternică decât ceea ce a fost la Hiroshima și Nagasaki. De 400 de ori, gândiți-vă, orașele acelea au fost distruse în totalitate. De 400 de ori, însă, a fost explozia de la Cernobâl, dar cu atât mai grav au stat lucrurile, cu cât imediat oamenii de știință de acolo au descoperit că pericole era ca și celelalte reactoare să aibă o explozie în lanț. Dacă n-ar fi oprit nenorocirea aceea deschizând niște robinete care să dea drumul la câteva milioane de litri de apă din subteran, și uraniul acela încins s-ar fi topit și ar fi ajuns în apa aceea, ar fi urmat o explozie care ar fi făcut viața imposibilă aproape pe jumătate din continentul european. Cel mai probabil nici în România nu s-ar fi putut trăi în condiții normale și decente. Și numărul oamenilor bolnavi de cancer ar fi explodat în, în toată lumea din urma radiațiilor care s-ar fi extins peste tot. Când savanții au descoperit lucrul acesta, în mijlocul acelei tragedii, când lumea era șocată și uh, uh, nu, nu găseau soluții, au știut că trebuie cineva să intre în subterane. Și acolo, în condiții foarte grele, să descopere printr-o mulțime de, de robineți care erau acolo pentru tot felul de, de conducte, să se ducă la robineții potriviți și să-i deschidă pentru ca să lase apa să se evacueze de acolo. Dar s-a știut foarte clar, toți muncitorii din fabrica aceea știau, cei care vor intra acolo nu vor avea viață lungă. Cu toate acestea, în momentul în care au fost adunați muncitorii și le s-a descris situația și li s-a spus trebuie trei persoane să coboare acolo în subteran, să găsească robineții aceia și să deschidă robineții. Au fost trei oameni care au zis mă ofer eu. Și au coborât acolo. Ei nu mai sunt în viață. Au sfârșit în condiții foarte grele unii dintre ei. Chinuri mari. O boală nemiloasă. Dar au spus e o cauză importantă. Merg eu. Frații surorii, pentru cauze mult mai mici, pentru sacrificii mult mai mici, noi nu suntem gata să ne oferim. Mă ofer eu să merg o dată pe săptămână sau o dată pe lună măcar, dar mă ofer să merg la bucătărie, la centrul comunitar și să ajut. Vreau să mă ofer să aduc ceva de servit între slujbele acestea de la ora 10 și jumătate până la 11, când avem timpul ăsta de părtășie. Vreau să mă ofer să fac eu ceva, Vreau să, vreau să întreb, aveți nevoie de mine? Pot să ajut cu ceva? Poate noi n-am reușit să te contactăm încă și să-ți găsim un loc, dar poți tu să spui, am văzut cu tare lucru, mă ofer eu. Unii au plătit cu viața, pentru că s-au oferit Astăzi am sărbat cina Domnului. Cina Domnului e posibilă pentru că Isus a zis: Mă ofer eu. Și El s-a oferit, repet, nu la o vacanță. Nu să fie pe scenă și să-l vadă lumea și să-l aplaude. El s-a oferit să moară. Moartea cea mai crudă și nemiloasă. Și să fie împovărat cu toate păcatele omenirii. Și mi-e, mie greu. Mi-e greu să mă scol dimineață cu jumătate de oră mai devreme ca să fac ceva. Să ajut biserica, să ajut slujirea, să ajut pe cineva care este nevoie. Dragul meu, dragostea nu este dragoste până când nu o dăruiești. Nu mă interesează că tu spui eu am dragoste. Dragostea e activată și devine dragoste doar când e dăruită. Când tu spui mă ofer eu. Vreau să ajut. Sunt la dispoziția Domnului. Al patrulea cuvânt, care este foarte important, este cuvântul anonimat. Iisus a zis: Iată, mă trimite, mă cerul a știut, dar pământul n-a știut. Isus a venit să slujească pe pământ în formă de om, nu de Fiul de Dumnezeu. N-a venit cu alai, cu sureri și trâmbițe, a venit ca om. Disprețuit și părăsit de toți. Oamenii n-au -au înțeles cine iese și ce vrea el să facă. Și a venit și a slujit în anonimat. Anonimatul, de multe ori, este partea cea mai grea a slujirii pentru unii. Sunt oameni care vai repede să oferă dacă e ceva vizibil. Dar să fii tu cel care ai luat hârtia aceea de jos, dar n-a văzut nimeni, pentru aia nu ne -a plecăm. Dacă mă văd alții, oh. Okay. Pot face foarte teatral. Să poți să zici, eu vreau să ajut, chiar dacă nu vede nimeni. Chiar dacă nimeni nu va spune odată, o mulțumesc și nu mă va aprecia. Și chiar dacă numele meu nu va fi publicat nicăieri, eu vreau să ajut. Întrebare, de ce slujești? Slujești ca să fii văzut? Slujești ca să fii remarcat de oameni? Tu cui slujești? Pentru cine slujești? Care este scopul lucrării tale? Matei 6,1 Luați seama să nu îndepliniți dreptatea voastră înaintea oamenilor ca să fiți văzuți de ei. Altfel, nu veți să avea răsplată de la Tatăl vostru din ceruri. Taci mei, e o răsplătire pe care Dumnezeu o are pentru noi și pe care noi o putem pierde dacă nu înțelegem că noi slujim Domnului. Sigur, multe slujiri sunt vizibile pentru că noi trebuie să-i chemăm pe oameni și poate 90% din slujiri pe care le facem în biserică sunt vizibile. Dar nu uita, există o dedicare a slujirii pe care noi o facem pentru Domnul și de aceea de la Domnul Așteptăm răspătirea noastră, nu de la oameni. Chiar dacă vom vorbi despre asta, există și o apreciere și un loc pe care îl are voluntarul în lucrarea Domnului. Dar întrebarea este: dacă nimeni nu te-ar aprecia niciodată, ai continua să faci lucrarea aceea? Asta înseamnă să slujești Domnului. În Sfânta Scriptură sunt mulți oameni care au făcut lucruri extraordinare pentru Dumnezeu și nu le știm nici măcar numele. Robul lui Avram s-a dus și i-a găsit o, o noră pentru fiul său Isaac. A dus-o pe Rebeka. A fost un om care a făcut treaba cu excelență. Dar nu știm cum l-a chemat. El a slujit Domnului. Magii au venit de la răsărit. Tradiția creștină a simțit nevoia să zică, îl chema Melchior și nu știu cum, dar Biblia nu zice așa ceva spune că au venit trei mași de răsărit să se închine regelui de curând născut. Păstorii care s-au închinat, nu le știm numele, nu le știm detaliile lor biografice, dar au fost primii vestitori care au adus închinare lui Mesia. Evrei, capitolul 13, cu 2, Scriptura spune așa, să nu dați uitării primirea de oaspeți căci prin ea unii i-au găzduit, fără să știe, pe îngeri. Au crezut că iau un prăpădit de pe stradă, unul mirosea, probabil, nu știu, e transpirat cu bagajele lui. Și au zis, asta este. Dar fără să știe ei, au găzduit îngerii. Asta înseamnă să slujești cu, da cu pasiune, cu dragoste, nu pentru a fi văzut, nu pentru a căpăta un, un câștig, un avantaj, ci a sluji cu lepădare de sine, dacă e nevoie, chiar în anonimat. Mândria pentru noi, ah, face să, dacă nu sunt eu văzut, băgat în seamă, nu prea am chef să mă implic, nu sunt gata să, să mă bag acolo. Eul nostru ne, ne, ne împiedică, pentru că noi ne dăm prea mare importanță la o înșine. Să fii tu ăla care duce o lucrare în spate, în rugăciune, de exemplu. Nu știe nimeni că tu te ai dedicat să fii mijlocitor sau să dăruiești în ascuns, sau să ajuți pe cineva. se poate să ne folosească și când nu remarcă lumea. De fapt e interesant, sunt foarte puțini creștini faimoși în lumea asta, de care știm toți. Dar sunt sute de milioane prin care Dumnezeu lucrează, care niciodată nu sunt cunoscuți de masele de oameni. Dar prin ei, lucrarea Evangheliei merge mai departe. Dragul meu, Dumnezeu ne cheamă să lucrăm în ascuns și să lucrăm, în ultimul rând, cu pasiune. Să lucrăm cu bucurie. Nu vreau să mai zăbovesc asupra acestui punct, Vreau doar să vă spun, slujirea noastră trebuie să fie cea care aduce viață. Invit echipa de închinare aici în față și aș vrea să concluzionăm dimineața aceasta cu o înțelegere a chemării pe care Dumnezeu ne face fiecăruia dintre noi. Să punem viața noastră pe altar înaintea Lui și să fim un membru activ, un mădular care funcționează, care lucrează în trupul Lui Hristos. E mai obositor, E mai dificil. De ce să mergi duminică seara pe Sate? Că poți să stai acasă. Ai popcorn? E un serial bun? A, te uiți la Predici pe undeva? Nu. Ok. În loc să spui Eu vreau să mă ofer. Să tragi de mânică pe unul din frații care merg duminica pe Sate se merge într-o grămadă de localități. Și oricare s-ar bucura să vă vadă. Și numai dacă veniți acolo în biserică, să fiți prezenți și să cântați împreună cu biserica și să vă rugați împreună cu ei. Nu mai spun dacă puteți să ajutați și cu ceva. E mai ușor să stăm acasă. Și mie mi-ar fi mai ușor. Ați auzit? Povestea aceea povestește Ion Ghicion. Că într-o dimineață cineva spune Azi n-am chef să merg la biserică. Dă-mi trei motive ca să o fac. Și soția îi zice, în primul rând, s-a adunat biserica. În al doilea rând, Domnul e prezent. Și în al treilea rând, tu ești păstorul. Uneori ești păstorul, n-are chef să o facă. Dar Dumnezeu ne cheamă pe toți să lucrăm și să slujim. Și astăzi am doar o întrebare. E cineva care aude Strigătul acesta din partea lui Dumnezeu și care vrea să spună astăzi, mă ofer.